Pe lângă acel document care vorbește despre Liviu Dragnea și Teldrum, vine o reacție a ministrului de interne din 2011, momentul în care ar fi fost făcută informarea de la 2 și un sfert Teleorman către 2 și un sfert Central, și ministrul Igaș spune nu e de la noi. Așadar, jurnaliștii Rise Project au publicat un document despre care afirmă că e un raport secret al 2 și un sfert, DGIP, Serviciul de Informații al MEAI, în 2011. Igaș, însă fostul ministru de interne de la vremea respectivă, afirmă că n-a citit ancheta jurnaliștilor, dar știe toată lumea despre Dragnea și Teldrum. Ministrul de interne, el însuși, în perioada în care se presupune că DGIP ar fi întocmit respectivul raport, Igaș spune că nu poate comenta un document secret, dar în perioada în care a fost ministru, Serviciul de Informații al MEAI s-a ocupat de problemele din sistem, nu de urmărirea unor oameni politici. Fostul ministru PDL este sceptic asupra posibilității ca instituțiile statului, inclusiv parchetul, să fie sesizate cu un raport de către DGIPI, 2 și un sfert, și să nu se afle sau să nu existe nicio urmare. Igaș precizează că în perioada mandatului a primit mai multe rapoarte de la Serviciul de Informații vizând posibile fapte ilegale pe care le-a transmis autorităților competente. Nu mi-aduc aminte să fi fost și un raport despre Dragnea și Teldrum, a declarat pentru Știri pe Surse Traian Igaș.